Inaugurare cu invitați speciali în Comuna Boghiș, Primăria Teat Panglica, la o clădire special amenajată pentru depozitarea utilajelor de la primărie. Primarul Comunei Boghiș, Marina Ida, a inaugurat împreună cu deputatul Sereș Deneș și senatorul Veng Alexandru clădirea care cuprinde 10 garaje și încă o încăpere în care își vor depozita și desfășura activitatea de instruire pompierii voluntare comunei. Mulți ani în urmă, pot să zic, aici, pe această locație, au fost tot garaje și depozite ale comunei. Dar era o clădire de peste 100 de ani, deteriorată, care era deja pericol să intre în ea, deci nu a putut fi reabilitată, a trebuit să o demolăm. În 2012 am demolat acea construcție, nu era chiar așa de mare ca asta nouă care s-a inaugurat. Aveam neapărat nevoie de garaje, că încet, cum reușim, ne dezvoltam parcul de mașini, să zic așa, care sunt necesare pentru comună. Deci avem tractor, avem remorcă, avem autospecială de întreținere drumuri, avem microbus școlar și pentru fiecare ar fi trebuit un garaj unde să-l putem păstra, ca să nu se deterioreze. Nu putem să lăsăm pe marginea drumului așa. Da. Și atunci, în 2012, am hotărât că demolăm acea construcție și ne apucăm de reconstruirea practică a garajelor. Și început în 2012, atunci am pus bazele, deci fundația. În 2013 am ridicat construcția și am pus sub acoperiș. Și în 2014, acum și-a primit utilitățile și am făcut amenajarea de curte, a fost legată la apă, la canal. Am făcut amenajarea curții, trotuar, rigole de scurgere și așa mai departe. Și în complexul respectiv și-a găsit loc, numai puțin, 10 garaje și avem un loc care se spune că este birou, dar nu-i birou, că este sediu pompierilor voluntari. Deci ei acolo își țin lucrurile, acolo se întâlnesc pentru instruire și este camera pompierilor voluntari din Boghiș. Are o utilitate foarte mare, să zic așa, deci avem unde să punem sub cheie toate utilajele și mașinile primăriei. Are sediu pompierii ăștia voluntari unde dacă este o alarmă de ceva eveniment nedorit, atunci ei acolo se întâlnesc și au instrumentele de acolo, pleacă. Clădirea a costat total cap-coadă 433.000 de lei. S-a fost bani alocat din bugetul local, cât s-a putut în fiecare an până am reușit să o terminăm. Marina Ida a declarat la inaugurare în fața cetățenilor și invitaților că speră ca această clădire să țină cel puțin atât cât a ținut clădirea veche, adică 100 de ani, care a deservit aceluiași scop în trecut. De asemenea, edilul a mai ținut să precizeze că această construcție a fost făcută cu sprijinul tuturor cetățenilor din Boghiș, făcând referire la faptul că aceștia și-au plătit tot timpul taxele și impozitele la zi, ceea ce a făcut posibilă finanțarea dezvoltării comunei.